Ziua de naștere a Înalpreasfințitului Bartolomeu Anania a fost încununată de două evenimente speciale. În memoria mitropolitului, scriitorul clujan Aurel Sasu a lansat cartea Dragostea și Vântul, glose la memoriile lui Valeriu Anania. La baza editării volumului a stat strânsa prietenie dintre autor și mitropolit. Ce este în fond această carte intitulată Dragostea și Vântul? E un itinerar sentimental, nostalgic și documentar în același timp, exerciții de admirație, dacă vreți, cum mi-a șoptit Radu Preda, o călătorie prin viața din memorii a lui Valeriu Anania. Spus altfel, e jurnalul de lectură al unei extraordinare cărți. În opinia mea, cartea decenului 2000-2010. În cadrul evenimentului au participat oficialități locale, importanți oameni de cultură, preoți și apropiați ai preasfinției sale. Dragostea și Vântul, glose la memoriile lui Valeriu Anania, vine la exact un an după lansarea volumului Starea de Excepție, Valeriu Anania, omul și destinul de același autor. La finalul lansării de carte, actorul Dorel Vișan a recitat versuri din poeziile scrise de cel omagiat. În aceeași zi în care Înalpreasfințitul ar fi împlinit 90 de ani de viață, a fost desemnat noul mitropolit al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, episcopul Andrei Andreicuț. Dacă vorbim despre părintele Andrei Andreicuț, cred că va putea să ducă mai departe programul și proiectul pe care părintele Bartolomeu l-a avut. Să nu uităm, Andrei Andreicuț a fost unul dintre cei foarte apropiați de părintele Bartolomeu în momentul când a fost aici, în bătălia națională pe care a dat-o, și asta îi dă dreptul oarecum spiritual să fie continuator.